Dar ce v-am zis, mă, mâncați, vă atacați de la orice. Dacă vă cățărați pe acolo, prin munțial, pe scările alea, ce vrei? Dar care e problema ta, mă, călătorile? Femeie, poate să te iau nevoriele. Tu stai cocoțat acolo, tu s-a venit cineva la tine și te-a spus să stai cocoțat? Adriano! Păi vezi, de treaba ta! Vezi, zis, de treaba ta, că de la plăcuță te-ai făcut mielul. De ce? Da. Eu te cred că nu te mai duce în capul, dar nu o să te mai bine taci. Spune-o ce nu vreau să te am în fața voastră. Am avut un subiect cu Maria și dădea Codruță N exemple în care ea n-ar putea să mai duce în capul sus. Iar nu să schimbe subiectul și spre tine, spre Alexandra. Să meritați. Nu are casa asta. Ce exemple am dat eu și ce exemple mi-a dat el? Păi vorbești pe lângă, n-ai idee despre ce vorbești. Eu vorbesc cu Marinescu, nu cu tine. Păi da, dar voi îi spui. Stai cu mintea acolo. Ce-mi dai, mă, cartea asta, mă? De când nu mai prostii urbești, mă, ce treaba ai tu, unde stau fetele alea, mă? Poți să stai unde vor ele, mă. Dacă tu știi cum să te îndrepți și pe unde să te îndrepți, dar... Cum să mă îndrept, nu mă îndrept nicăieri, frate, dar nu vreau să mă îndrept, să mă leg de femei, că unde stau ele? Dar ce le-am zis, mă, că sunt mierele, ce le-am zis, că sunt cocoțe pe acolo? Vorbeai cu Codruța acolo, dacă s-a legat de Maria și după ai dat un alt el trebuie. Păi dacă s-a legat, taiurea... Ce ai dat un alt... Păi s-a dus acolo, ce s-a scos? Păi acolo să vorbească cu Maria, ce să vorbească cu Maria? Ce putea să vorbească? Păi nu i-a s-a dus de asta să vorbească, eu vorbit de dinainte. Dar de unde știi tu? Bă, Victor! Pentru că am văzut că a vorbit de dinainte, mă, ce ai? Ce? Ai impresia că dacă te iei de Marinescu, dai bine la TV? Bă, nu mă iau de Marinescu, mă, văd că se leagă de femei fără să facă nimic. O, mă, tu vorbești zile în care Maria acolo și se leagă de femei. Te pune ăsta să ieși cu ăla afară să-l tragi de limbă. Bă, eu l-am pus tot cine, mă, cine? Dar, uite, el a făcut chestia asta. Ăsta a rămas singur pe aici, ce ai zis? E adevărat, mă, norocel, mă, ce vorbești și tu prostii, că nu mă tragi nimeni de limbă. Tocmai eu să mă tragă nimeni de limbă aici, stai aici. Fii atent, fii atent, eu nu vorbesc. Vreau să-ți dai seama de ceva, ai ieșit cu el, bă, ai ieșit cu el afară, ok, stai pe ăla, vin niște tu. Sau ce faci? Bă, frate, stăteam la un arghi. Care erau întrebările lui? El era ofticat, dar nu vreau să vorbesc. Nu vreau să vorbesc, Nu mă, dacă el aduce și tu, frate. Nu, adevărate, dar nu vreau să fac. Păi atunci să înțeleagă toată lumea. Nu ai mai făcut lucrurile astea și el. Aceea nu a făcut. Bă, stați o secundă, că se nu mă interesează ce face afară. Ce face aici? Eu văd ce face aici. Tu l-ai pus. În primul rând, Alin nu e prieten cu Marinescu atât de apropiat. Ce, când apare Marinescu, mă, toți mă aplaudați, mă. Eu te aplaud. La mine, bă. Încă bără el a venit. Aplaudați toți. Nu te aplaudă nimeni. Marinescu sus, Marinescu jos. Când a venit, auzi? Când a venit fata nouă, te-ai înclinat în fața mea aici. Pe ăsta niște grade, vai, doamne. Ne-a aruncat cărțile, mă, pe jos, bă. Zi-mă, Victor, dacă faci cu ăsta materiale, dacă te-ai dat, crezi că dai bine pe TV? Ia, bă, citește, Victorie, din cartea aia. Victorie, asta urmărești. Victorie, să mă urmărești. Victor, la tine lasă cartea, că nu merge vorba aia. Bă, tu fii atent, că ce pe engleză și tu nu înțelegi. Fii atent. Fii atent, the phone went while I was leaning over the bed. Side with my hand under the shower. Bă, nu știi să citești, mă, n-are să discutăm pe engleză. N-am să discut cu oamenii aici pe engleză. N-am să discutăm. Bed înseamnă... Bed. Nu se înțelege nimic. Om? Nici tu nu poți să zici, Vladimir, că nu știu. Păi dar eu îl critică, mă critică, dar tu nu l-ai criticat. Și el mă critică că și eu îl critic. Dar tu nu cred că l-ai criticat pe el. Băi, și eu l-am criticat. Tu ai vorbit prost la cineva de el? Da. Da? Da. Păi atunci, frate, sunteți amândoi. Băi, am vorbit prost în fața Renz. Băi, vezi că nu-mi place cum ești aici. Păi nu, mă, dar ai vorbit la alții. Ha? N-ai vorbit la alții. Da, am vorbit, eram toți la masă, eram Andrei, eram... La alții. La alții. Mă, nu la alții, care alții? Veni la Marinescu, poate să spune părerea. Că mă înjur cu tine eu, că mă înjur cu tine și ne facem o asta și ne înjurăm sau poate nu-ți convine ție ceva și asta? Bă, dar eu n-am înțeles ideea, bă. Înainte să plecăm când ați vot, ați vot împreună. Da, mă, frate, eu asta spun. Asta zic. Da, mă, eu... Dacă vine în casă să vezi, bă, frate. N-am nimic cu tine, dar nu e ok. Păi o zici și iar că nu are nimic cu mine personal, dar i-am zis atât timp cât mă deranjează și face mișto de mine, nu mă pot înțelege cu el. Cu el, da? El o vine la mine, hai să te înroc cu mine să fie prieten cu mine, da? Apropiat, așa. El încearcă și încă a încercat. Uite, ăsta te considera pe tine apropiat. Păi și ce, dacă el îl consideră, să-l considere și el înapoi? Nu, mă, dar stai un pic, cum? N-are nicio treabă. Păi n-are nicio treabă, frate, dar atunci de ce nu-i spune în față, frate? Sau... Păi i-am zis, dar n-ai fost tu aici. I-a spus. Tu ai fost plecat, tu n-ai fost bine, aici. Bine, și înainte să plecăm acasă, când am băut toți... Apă. Când am băut apă toți... Putem să mergem în casă la băieți, eu trebuie să vorbesc neapărat pe Ronaldo. Iar eu vreau să fac ordine. Da.
omul, acolo, când, da, suntem, da, când suntem singuri, fără camere, suntem... Adică asta pe mine m-a făcut să mă apropii, să fie drag de el ca persoană, frate. Cum v-am văzut? Păi ce, da, nu ai văzut, da, tu? Eu pe bătă. Păi erai vis-a-vis? Atâta timp. Erai vis-a-vis? S-auzea muzică, s-auzea trupăitru cum dansam? Păi da, mă, că era și tu acolo. Ce să fac dacă era și el acolo? Mă, asta mă deranjează, fără mă, mișto. Stai, 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 da, știi ce mă deranjează? Stai, mă. Că tu bei cu noi în cameră și după aia te duci la Marinescu și vorbești cu el. Că mă duc la Marinescu, da, sau ce? Care, că mi-a cerut un de la un troller și v-a spus, nu, și băi, bebeai și din două în două minute intrai la el. Băi, când mă, tot eu mă gândesc, bă, ți-am zis eu ție, m-a chemat Marinescu să-i dau un troller, ai uitat? Cum trecea din două în două minute intrai la el în cameră. Ce? Da, poate în capul meu credeam. Care mă, două minute, mă, de câte ori am fost la tine în cameră, să-ți trească familia ta. Bă, ai intrat de mai mult de patru ori. Cel! Da! E, tu, ce dacă nu recunoști, bine, tu ce faci? Dacă nu recunoști, eu, înseamnă că minți. Ești nervos. Păi cum așa nu fiu nervos? Dacă ăsta e un hoț. Uitați-vă, bă, cine le mai crede pe asta? Ai intrat de mai mult de patru ori la tine. Bă, frate! Fii atent, odată l-am chemat eu. Da, să poți să stai Maria lângă asta. Ascultă-mă. A doua oară a venit el. Da, să mă întrebă dacă am ochelarii am dat. Poți să stai cu Amina, că te-i junghe pe la spate. A treia oară mai intrată de asta. Hai, nu mai este chiar așa, că m-am junghea pe la spate. Tu când ai făcut, ai venit și mie. Nu când ai făcut, ai și când te-ai dus să-i boxa, de nu s-a mai intrat odată la ei. Alexandra, e cam același lucru, așa că stai. Nu crezi acolo și stai jos. Asta s-a auto-invitat, vorbea pe la spatele tău cu Marinescu. Eu nu vorbeam cu Alexandra pe la spatele lui. De 4 ore. Ăsta când vrea, adică să o fumă de pe codrul, să atacă pe Alexandra. Când vrea și a intrat tot timpul la el în cameră. Gândeai că eu mă duc la ăsta să-i spun ce facem noi? Nu știu, frate, bă... Păi eu știu ce vorbești tu? Pepe, tu dacă văd că faci... Dacă tu faci de-astea și zici acum aduci în emisiune după 5 luni că ai pupat-o pe ea pe gură. Așa, păi atunci dacă tu ești capabil să faci de-astea, eu cred altceva despre tine. Ce crezi tu? Hai să vorbești cu el. Hai să spun eu, te oftiși că am spus o treabă. Da, frate, mă oftiși. Da. Nu, sufletul tău, sincer, te oftiși. Da, mă oftiși. Da, dar știi de ce mă oftiși? Că te credeam băiat. Ce, nu, eu te-am crezut pe tine băiat. Păi eu te-am crezut pe tine băiat. Eu stau cu tine la... Da? Și spui lui ăsta cum ar putea, și spui mie după, puteți să te gândești că eu stau cu voi la și mă simt bine cu voi. Așa, și tu te duci la alții în camere pe care știi că, cu care știi că Andrei nu vorbește, cu care știi că eu... Băi, cu care știi că Victor nu vorbea. Da, frate, pe persoane, băi. Și cum poți să gândești că eu m-aș duce în camera mea? Dar cum poți tu să te duci, că știi că ești cu persoane care știi că nu vorbesc? Mi-a scris ăsta, eu v-am spus vouă. Da, știi, pui mare. Mă, ascultă-mă, când mi-a scris și pe lângă asta, gestul ăsta de l-ai făcut oricum, nu-i băiat, nu-i de băiat. Care? Asta de l-ai făcut acum. Care? Asta de l-ai adus acum în emisiune. Asta că i-a adus afară, că eu nu știu ce fac eu și cum fac eu. Vorba de tine, că tu nu se pare că ești de dacă. Păi dacă am văzut că ea o ține, o iau la valoare într-una, Maria. Și tu m-a acus pe mie cum lucrezi. Băi, lăsați-mă. Asta a fost să te gândi, poți să te gândi. Că eu ți-am dat, ți-am arătat mesajul, uite, m-a chemat ăsta în cameră. Deci eu ți-am arătat. Tu și vorbești cu Alexandra. Alexandra să vorbească singură. Dar n-a zis nimeni că m-am păcat, mă! Nu cu tine, dacă mă, nu cu tine! N-am treabă că s-am păcat cu tine! Păi, nu cu tine! Radu, dacă am avut un conflict cu ea, lucrul ăsta nu înseamnă că trebuie să ne certăm sau să ne batem, nu? Nu am zis că trebuie să vă bate, să omule sau să te ceri. Bă, păstrează distanța măcar, frate, nu? Nu poți să mai ata încredere în ea, că să mai umbli cu ea. Dar n-are nicio treabă, mai... Dacă... Ascultă-mă! Bun! Am avut conflictul ăla cu ea. Acum, dacă are dreptate în vreo situație, eu trebuie să nu-i dau dreptate. Da, pentru că am avut conflict cu ea. N-am zis asta. Da? Păi asta ceri! Umbli cu ea în momentul ăsta! Umbli cu ea în momentul ăsta și se vede urât, se vede rău, se vede dar rău. Dar nu mă interesează pe mine! Trebuie să te intereseze. Nu. Ce credibilitate mai oferi, Maria? Ce? Ce credibilitate oferi tu în chestia? Dar nu mă interesează, eu știu ce fac, eu știu ce vreau, eu știu cum fac și credibilitatea nici a voastră, nici a publicului nu mă interesează. N-am nicio problemă că ai trecut peste și te-ai împăcat cu Marius, n-am niciun fel de problemă, nu mă deranjează chestia asta. Dar mă deranjează... Dar nu m-am împăcat cu el! Indiferent, că vorbești cu el acum că nu mai ai treabă, nu mă deranjează asta. Eu nu te cer pe tine, dar mi se pare mai rău din partea ei încă să stai prietenă cu ea. Deci Codruț, dacă îmi făcea mie chestia asta, să facă o glumă... I-ai făcut tu, mă, lui, că stai și ai pus mâna pe gagică sau ai spus lui că... Că a fost deranjată, a dat cu piciorul în scaunul tău. Păi nu mai veni la mine cu de-astea că... Nu m-am dat la ea, Nu da așa. Și după, voi nici măcar nu v-ați certat. Așa la o adică. Păi n-aveam de ce. A, nu? Nu. Dar de ce era nervos? Că din cauza lui Ronaldo. Deci era cu piciorul. Da. Cui? Din cauza lui Ronaldo, că eu îi țineam apărarea. Din cauza cui? Eu îi țineam apărarea Alexandrei și din cauza lui Ronaldo a fost nervos. Ronaldo nu era în casă când s-a întâmplat asta. Dar cine? A, Marius, mă rog. Ce vrei, Marius, iar? Marius.
Mimi, Maria, am venit în casă dacă, și Radu a decis n-ai să... dat, dacă n-ai dat exemplul la 2500 de ori. Asta am spus și eu, și în primul rând i-am făcut... Altceva nu mai știi? Codruț, i-am dat... făcut comparație dintre... I-am dat două exemple. Se întâmplă, ce se întâmplă între tine și Amira are o continuitate de o lună, dar la mine și la Radu a fost o singură dată. Te-am mai spus, n-a fost nimic grav până acum. Te-am zis, Maria, nu poate fi grav. Tu chiar dacă încerci. Ce a fost mai Maria, grav a fost faptul că a vorbit și nu mi-a spus. Tu nu poți să mai grav lucru. Păi da, dar eu spune că are continuitate de o lună. Că m-am certat eu cu ea pe pereche de sandale, n-are nicio treabă. Bă, dar cum era Codruț să vorbească cu iubita mea pe la spate și să nu-mi spună? Cum era? Păi omule, mai tu, eram prieten cu el? Tu l-ai mințit pe ăsta în momentul când te-ai jucat cu Marius, cu Alexandra. A venit în emisiune, a văzut imaginile și după a dat cu piciorul scaunul tău. Omule, ce vorbești? Eu nu eram conștient că se aduce și ea aici, cum să-l mint. Ce? Am spus dar n-am dat mea. Da, ai spus că n-ai făcut nimic. Da, era și lui s-a părut că ai făcut ceva, pentru că de asta a avut și reacție. Bă, omul era nervos pe mai multe chestii, bă, din cauza lui Marius. Ai lăsat vrăjeala asta. Păi da, nu. Nu am cu ea, nu m-am dat la Alexandra nicio, măcar o secundă. N-am dat cu piciorul că m-a mințit. Nu de-aia am dat eu cu piciorul. Ai dat cu piciorul scaunul lui. Păi da, dar n-am dat că m-a mințit sau că am zis-o. Bă, duceți-vă de aici. Ai dat cu piciorul că mereu, de fapt, îi țineam partea că așa mi se părea normal și așa mi se părea că s-a întâmplat. Da, ai dat cu piciorul tu atunci. Că insistam pe chestia că nu s-a întâmplat nimic. Nu, da, păi da, tu ziceai că nu s-a întâmplat nimic și el a dat cu piciorul în scaunul tău și a zis, cum mă, nu s-a întâmplat nimic? Uitați-vă la episod. Că țin minte exact. Eu nu înțeleg de ce vorbești tu, că tu nu poți să ții capul sus nici la capitolul relații, nici la capitolul prietenii. Dar n-am ce zic. Eu în locul tău așa, așa. Maria, nu se înțelege. Faci la mine și fac așa. Eu sunt Maria, din casa fetelor. Așa fac. Mă duc afară și mai intru post o săptămână. Bă, da, e normal să meargă așa, dacă are o prietenă falsă. E normal și eu aș merge la fel. Dacă ai o prietenă care te trădează, nici eu n-aș merge cu cap așa. Ar fi rușine. Păi da, tu știi mai bine, ai mers și tu cu capul în jos. Eu n-am cum să las capul jos niciodată, că n-am avut de ce. Nu m-am dat la Alexandra nici măcar o secundă, nu m-am dat la ea. Că aperează ea și vine cu intenții. Nu, tu ai băgat intrigi. A? A, păi uite-o. La mine tu ai băgat intrigi. Ce zice? Ce-am făcut? Ai băgat intrigi. Am băgat intrigi. Da. Pe ce ai făcut tu? Am băgat eu intrigi. Pe ce am făcut am venit eu? Să spun. Pe ce am făcut eu? Hai să spun un lucru. Pe ce am făcut eu, mă? Să spun un lucru. Ce am făcut eu? Un lucru vreau să spun. Te-am întrebat ce ai venit vreodată în viața ta și n-ai făcut nimic și eu te-am acuzat ceva? Ce am făcut eu? M-ai acuzat că bag eu intrigi și când eu nu m-am băgat nici măcar o secundă. Că păi te-am asta întrebat. Zic! Asta zic! Ai băgat intrigi! Am băgat! Mi-am dat ai băgat! Te-am întrebat ce am făcut eu, că ai zis că ai vorbit la adresa mea. Ce am făcut eu ca tu să vii să comentezi? M-ai acuzat pe nedrept și zic și când? Ai, și tu vii și bagi intrigi doar pentru că faptul că tu crezi că eu te-aș fi acuzat pe tine pe nedrept. Nu bag intrigi pe mine. Taci am venit odată mă, și am spus. Am venit odată și am spus că mi se pare ciudat. De ce ești supărată că nu vrei să spui la faza atunci când era condus pe scări? Da, am venit și ai spus că iar bag de la mine. Am venit și am spus că ai greșit în momentul în care i-ai dat dreptate lui Ronaldo când nu trebuia să-i dai nicio secundă. Mi-a spus părerea. Asta nu este măsură să spui, să-mi spui mie dacă am greșit sau Alexandra, nu. Alexandra, știi ce înseamnă intrigă? Ți-am explicat de ce și cum ai băgat intrigi. Dacă tu nu ești capabil să le bagi la cap și să le înțelegi, nu este problema mea. Te-am rugat de foarte multe ori, în momentul în care este o supărare sau o ceartă între mine și Codruț, indiferent că știi despre ce este vorba sau nu, să nu te mai bagi, înțelegi? Știi ce înseamnă să bagi să intrigi? Să nu te mai ce bagi. Ce înseamnă să bagi intrigi? Da, ce ai făcut când a fost faza cu Ronaldo? Ce ai făcut când a fost faza cu Ronaldo? În locul tău, hai să zic că în locul înseamnă... tău nu treceam peste asta. Alexandra, stai, asta hai să zic să ce înseamnă să bagi intrigi. În momentul în care sunteți voi ok, că sunteți voi ok, eu să vin să eram ok, ceva. În momentul ăla eram ok. Și păi, tu ai venit și ai spus păi, eu în locul spus tău, că mă bag nu doar când sunteți certați. Ai eram ok bag... Nu, ai spus că mă bag doar când sunteți certați. Acum erați ok? Nu, tu ești sănătos. Ai spus că eu bag intrigi doar în momentul în care ești supărată tu. Tu înțelegi ce spun dar eu? Dar tu adineori ai spus că erai ok. Mă, tu înțelegi ce spun eu? Dar înțeleg ce zici. Nu înțelegi, că dacă înțelegi, spun eu că nu veneai cu aberația asta. Asta e aberație. Da, este foarte mare aberație, pentru că eu ți-am spus destul de clar, în momentul în care eu cu i-am dat dreptate lui Ronaldo atunci, eu cu Codruț nu eram certați. Dar și după ce ai spus tu lucrurile pe care le-ai spus, atunci a avut reacție Codruț. Ba, Alexandru, tu trebuie să înțelegi un lucru. Tu ai spus, femeie, că bag intrigi doar când ești tu supărată și certată cu Codruț. Tu ai spus adineauri acum câteva minute.
Că bag eu intriși doar când sunteți voi certați. Nu suntem pe aceeași lungime. Te rog din suflet să îți vezi de treaba ta, ok? Că eu mi-am văzut treaba mea, femeie. Te-am căutat eu acum, ți-am zis ceva? Poți? Te-am căutat eu, ți-am zis ceva? Mai devreme vorbeai cu Maria. Ți-a dat ție! Mai devreme vorbeai cu Maria despre mine! Ți-a dat ție cadru, femeie, că ai ieșit codruț, eu nu te-am căutat acum. Ți-am spus că mai devreme vorbeai cu Maria despre mine. Ia vorbea, ia, v-a adus în discuție, nu eu! Vorbeai cu Maria despre mine, nu contează, vorbeați amândoi despre mine! Nu te-am adus eu în discuția asta, femeie, tu nu înțelegi? Bun, vorbeați amândoi despre mine, mai devreme! Ok, femeia m-a acuzat pe mine, că l-a mințit pe ăsta. Dădeai exemple de noi. Da, și vorbeai despre mine. Dacă tu nu, dacă tu spuneai că nu mai comentezi la adresa mea, dacă te țineai de cuvânt, ceva de rău de tine? Spus, nu mai discutai. Am vorbit ceva când am vorbit cu Maria, am vorbit ceva de rău de tine? Am spus eu ceva nu de rău? Nu vreau, mă, să te mai am spus că țineam cu tine în momentul ăla, că așa mi se prea numai că așa am văzut eu situația. Nu mai vreau să te bagi deloc. Ce ține de mine? Maria te-a băgat, femeie! Tu, în momentul în care auzi pe cineva că vorbește despre mine, nu vreau să te mai bagi. E foarte simplu. Nu. Atâta timp cât ce vorbește despre ta, tine... Fii atent. Numele okay. Alexandra, ai okay. Înțeles? Nu vreau. Atâta timp cât vorbește ea despre tine și mare și pe mine, inclus în situația asta, am tot trebuit să vorbesc chiar dacă e cu tine și cu mine sau e doar cu tine. Deci tu nu ții cont, nu? De ce spun eu? De ce aș ține cont, femeie? Tu nu ții cont de ce spun eu, nu? Da, de ce ok, las ca să vezi tu de acum încolo dacă mai țin eu vreo secundă cont de tine. Da, ai ținut vreodată. Că plângeai acum vreo 2-3 săptămâni că nu te mai menajezi. Să vezi tu menaj de acum încolo de la vreodată. Mine. Să vezi tu menaj de acum încolo de la mine. Tu acum iar ești pornită pe mine. Pe supărarea de zilele trecute. Păi, Radu! Până la urmă trebuia să o ceri pe Maria, chiar acum, că te zice, nu pe mine. Acum am dreptat de mie, mă, când am spus eu că ea te menajează, spunea că nu, că ea spune adevărul. Acum am dreptat că n-ai observat, am pus în ghilimele! În caz că n-ai observat! Bine, mulțumesc! Am făcut ghilimelele! Mulțumesc! De ce nu o ceri că te bag în discuție? Ceartă-mă pe mine, că eu te-am băgat, nu? Mă, tu nu înțelegi că tu ești un deranj pentru mine în momentul de față? Tu chiar nu înțelegi? Tu ești un deranj pentru mine în momentul de față și nu vreau să te mai bagi în seamă cu mine. E foarte simplu. Deranj, n-am. Alexandra, dacă ai de rezolvat cu Codruț, rezolvă cu el, dar nu da vina pe Radu din ceea ce faci pentru Maria, mine. Maria, tu nu ești aici consilier, tu nu ești aici nimic în fața mea, să vii să-mi spui tu ce anume te-a făcut. Nu mă interesează, nu-mi interesează. Nu, mă pasă eu ce cu cine vreau, dau cu părerea și te mă răcauți vinovatul. Vinovata ești tu! Da, eu sunt vinovată, da, fac ce vreau, mai înțeles? Faci greșeli, ești mulțumită? Dai tot în capul lui Codruț și eu mai pui vinovat și pe Radu. Fac eu de râs? De râs nu, fata mea, te faci tu de râs de când ai intrat în casa asta cu tata. Lasă-o, eu mă fac de râs pe Barbara, dar tu te faci de râs pentru ce? Pentru 2 minute de difuzare? Eu nu pentru asta mă fac de râs. Stai cu minte, că auzi băgare în seala. Mă, să-mi dau cu părerea, o să-mi dau cu părerea. Dacă am cu ce, să-mi dau cu părerea. Dacă nu bine, am... Să vedem, da. Să vedem noi de acum care pe care. Nu că mă mai să vrei să vezi care pe care, Radu. Că n-am zis... Chiar vrei să vezi care pe care. N-am zis despre de tine, bine. Surdă. Vedem. N-am zis special Alexandra. Am zis vis-a-vis de toată lumea. Eu ți-am cerut că un lucru, dacă nu știi care de poate. Singurii oameni în fața mea care se fac... Marinescu, dar ce faci? Te-ai așezat ca mierla pe scară? Indiferent cine sunteți voi. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.